începe în condiții puternice pentru anul 2016. Astăzi vom vorbi despre tractorul Zetor Cristal cu o capacitate de 163 de cai putere. Un tractor care se caracterizează prin fiabilitate, costuri scăzute și randament ridicat. Acest tractor Zetor Cristal de 163 de cai putere are o istorie considerabilă. Adăuga la capitolul istoriei că tractorul Zetor Cristal a fost conceput în Brno și construit la Martins. Conform specificațiilor tehnice comunicate pe pagina oficială de producător, tractorul este echipat cu un motor de 6 cilindri în linie, răcire cu lichid, cu o capacitate cilindrică de 6100 cm3, motor fabricat de către compania Deutz, motor ce este construit în fabrica mamă a companiei Deutz din Köln. Puterea nominală a motorului cu care este echipat modelul Cristal 160 este de 120,1 kW, respectiv 163 cai putere. Sistem de injecție Common Rail, o turație nominală de 2100 rotații pe minut și un cuplu de 739 Nm. De asemenea, oferă o rezervă de cuplu de 36%. Masa proprie a tractorului, fără a fi lestat, este de 5500 kg. Pentru accesul în interior, în cabină, tractorul este echipat cu două uși, oferind dublu acces. Geamurile ușilor sunt cu tentă fumurie pentru o mai bună protecție împotriva razelor solare. Cabina este presurizată, ventilată, încălzită și echipată cu aer condiționat. La capitolul ergonomie, volanul este reglabil, confortul operatorului este dat de către scaunul Zetor cu suspensie pneumatică. Parasolar. Geam transparent în acoperiș plus parasolar ce oferă o posibilitate de a vizualiza mult mai bine activitatea în cazul utilizării încărcătorului frontal. Ambreiajul multidisc umed în baie de ulei, reversare electrohidraulică cu maneta poziționată la volan pentru comanda celor două trepte. Cuplarea punții față a prizei de putere și blocarea diferențialului sunt comandate electric prin simpla apăsare a butoanelor ce se află poziționate pe bord. Limitator automat de patinare pentru diferențial față cu funcție de blocare 100%. Direcția este hidrostatică cu pompă independentă. Cuplarea utilajelor în 3 puncte, având în echipare și comandă exterioară. Forța de ridicare a tiranților inferior este de 85 kN. Controlul electrohidraulic al tiranților inferiori se face prin sistemul EHR Bosch cu funcție auto. De asemenea, prița de putere este cu 4 turații. Anvelopele tractorului față sunt 480x70R28, anvelope spate 580x70R38. Garanția tractorului este de 2 ani sau 1800 de ore de funcționare. În concluzie, este un tractor ce va câștiga o cotă de piață respectabilă în România prin ceea ce oferă.